Lilo și Max. Lilo, șoricelul de câmp, a petrecut toată vara pe câmpul de cereale. Aici găsea poape din belșug, iar paiele îi ofereau un bun ascunziș. Însă atunci când a apărut mașina de treierat pentru a aduna cerealele, șoricelul a fost nevoit să părăsească câmpul, iar acum a rămas fără casă. Lilo tremură de frig. Toamna a sosit deja, frunzele cad din copaci, iar aerul peste tot mai rece. Șoricelul are o idee. În apropierea câmpului se află o căsuță. Acolo aș putea găsi un adăpost perfect pentru iarnă, gândește șoricelul. Va fi cald și uscat, iar ceva de mâncare voi găsi cu siguranță. Și lui Max îi este foame. Cei doi șoricei o pornesc împreună spre cămara.